Cătălin Cherecheș, edilul orașului Baia Mare, care a câștigat alegerile din închisoare, își caută dreptatea la CEDO. Apărătorii lui Cherecheș pregătesc dosarul care va fi înregistrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestora, edilului i-au fost încălcate numai puțin de 5 drepturi. Cătălin Cherecheș, care a fost reținut preventiv la sfârșitul lunii aprilie, în urma unui flagrant pus la cale de procurorii DNA, își caută dreptatea la CEDO. Avocații lui pregătesc deja dosarul și îl vor înainta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în următoarele zile. Pe lângă detaliile care vor oferi o imagine clară asupra cazului, dosarul conține 5 capete de acuzare. Potrivit avocaților, Cherecheș nu a fost lăsat să se apere, fiind acuzat, denigrat, calomniat și obligat să stea în arest preventiv, încălcându-i se astfel dreptul la un proces echitabil. Un alt drept care ar fi fost încălcat este prezumția de nevinovăție. Apărătorii lui Cherecheș susțin că această prevedere a fost clar încălcată în acest caz, deoarece acesta a fost prezentat de către procurori ca un infractor deosebit de periculos. Totodată, avocaților lui Cherecheș nu li s-a permis să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării sau să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării. Cherecheș se va plânge la CEDO și pentru condițiile inumane și degradante din penitenciarul Gherla, unde este reținut, dar și de privarea de libertate pe motive ce țin de libertatea convingerilor politice. Cherecheș le-a transmis susținătorilor prin intermediul rețelelor de socializare că nu va renunța la funcția de primar și că va lupta până la capăt pentru drepturile sale.